Ziua femeii sărbătorită mai devreme la căminul de bătrân Sfânta Cuvioasă Parascheva din sectorul 6 al capitalei. Imediat după masa de prânz, senioarele au avut parte de o surpriză care le-a bucurat foarte mult. Vizita îndrăgitei prezentatoare favorit TV și solistă de muzică populară, Raluca Diaconu. Înger și zână, roabă și stăpână, ești toate la un loc, jos pălăria pentru... Cu ocazia zilei de 8 martie, căminul de bătrân Sfânta Cuvioasă Parascheva, am pregătit un mic cadou muzical prin vocea interpretei Raluca Diaconu, să le zâmbim vârstnicilor, să încântăm cu muzică și voie bună. Beneficiile acestui centru vor fi atât medicale, suport psihoemoțional, cât și activități recreative în aer liber. Surpriza ne-a plăcut foarte mult, chiar ne încântă această surpriză. În acest cămin sunt de un an și jumătate. Mă simt foarte bine, serviciile sunt de bună calitate. Noi suntem persoane cu dizabilități, ne deplasăm greu, în timpul liber mai jucăm șah, table, remi. Eu sunt mulțumit personal de atenția ce sunt aici, mâncarea e foarte bună. La finalul concertului, doamnele au primit flori și cadouri dulci și au fost invitate la ora zilnică de relaxare în parcul așezământului, unde hrănesc mai mulți fazani și ponei.